Domnule Iliescu, mulțumim foarte frumos că ați acceptat să veniți la noi în podcast Politica și omul. <coughs> Trebuie să spun că ultima dată când am fost invitat într-acest gen de emisiune, Cleopatra era gazda <coughs> și îl filmam undeva lângă piramide. <coughs> Serios? A trecut ceva vreme, era umbra acolo, acum aici este puțin rece. <coughs> am observat că nu ați mai apărut în spațiul public de ceva vreme. Am evitat. Am preferat tihna și liniștea casei mele pentru a putea să-mi scriu memoriile. Mm -hmm. Și pe unde ți ajuns cu ele? Sunt pe la copilărie, știți, merge foarte greu. De moment ce în perioada copilăriei mele, scrisul nu se inventase. Și soția dumneavoastră, doamna Nina, ce face? Face ce fac toate gospodinele românce. Alături de trei sepebiști, pregătește zacuscă. <laughs> ce frumos! <laughs> După o rețetă originală. A, ah, da, de la cine? De la uh, Jamila? <laughs> de la însăși muma lui Ștefan cel Mare de peste 5 secole. Nu avem nicio problemă și primăvara nu face floare. Haideți să revenim la politică. Anul acesta este sub semnul alegerilor. Însă, din păcate, măi dragă, nu avem pe cine alege. Cum să nu? Sunt șase candidați la uh, prezidențiale, nu? Să chiar șapte erau. Ca cei șapte pitici. Păi da, că și Ludovic Orban și-a uh, anunțat candidatura. După calamități, după potop, după cutremure, a mai venit încă o nenorocire, dar din fericire cea mică. Doamna Șoșoacă? Dacă-și ar modera limbajul, dacă ar folosi tehnici de manipulare, dacă n-ar fi un fel de Vadim 2.0, ar avea șanse să prindă turul 2. Ce spuneți de cartea lui Ciuca ați citit-o? Chiar dimineață de dimineață îmi fac siesta pe tron, 3-4 ore, mi-ajută la digestie. Ce la cu ea meditații la engleză și la economie, știați? Cam târziu. De banii aia putea să-și ia covrigi și era mult mai credibil. Uh, și spuneți-ne, ați semnat contract cu George Simion? Foarte bine zice Românul este obișnuit cu contractul Contract pe vacă, contract pe oaie, contract pe porc <coughs> Dacă introduce și cozile în România <coughs> Îl giresc cu șanse mari Am auzit că Mircea Joana candidează independent Dependent Independent Mai dragi, el e dependent de soție Mai vrea să fie o noapte președinte Ca să-i spună Mihaela Dragostea mea L-ați numit într-un fel anume acum ceva timp. Vă mențineți părerea? Mențin. Este un prostănac. Vă dați seama așa cum așa a da dat demisia de NATO cu trei luni înainte. Asta îi va aduce daune la pensie. Apropo de pensie, cum stați cu pensia? <coughs> Mulțumesc bine, mi s-a mărit. <coughs> Și pensia? Și cu sănătatea? <coughs> Mulțumesc frumos. <coughs> Am terminat cu măselele de minte, acum mă lupt cu o acnee juvenilă. Uh, domnul Iliescu, am și o întrebare mai dificilă. Dumneavoastră sunteți ateu în continuare? Doamne ferește, sunt liber cugetător și nemuritor. Dar la vot mergeți? Cred că o să fac o pauză de 8 ani, minim 8 ani, până se va hotărâni Nicu Șordan să candideze. Pentru el mi-aș mișca, să zic așa, corpul la cabina de votare. Mulțumim frumos! Hai să trăim, dragi tovară și prieteni! Neanelu vă sfătuiește să rămâneți în continuare alături de valorile comuniste, alături de cincinalul în patru ani jumate, care ne-a dus pe culmile progresului. Vă mulțumesc!